România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați revenit la cea mai importantă dezbatere din România. Mă bucur să vă regăsesc și cred că e un moment potrivit de inflexiune. Ne descurcăm bine aparent, dar cred că putem face mai mult în chestiunea vaccinării. Aici apare însă o problemă pe care v-am explicat-o în ultimele noastre întâlniri. Politicianul român nu știe, nu poate, nu vrea mai ales să mai fie și om politic. Majoritatea politicienilor de la noi se feresc de decizii grele, nepopulare sau cele care împart apele. Dacă s-ar putea, ei ar mulțumi pe toată lumea și își văd rostul în a împărți resursele statului. Uite, avem aici de dat niște bani, aici de dat niște funcții, aici de gestionat o situație, dar în niciun caz mantra spune, domnule, nu lua vreo decizie nepopulară. Astăzi o să vă ofer două opțiuni pentru a spori vaccinarea și vreau să le cântăriți. Ambele au doza lor de nepopularitate, dar cred sincer că fără ele nu putem progresa. Întâi contextul însă. În ciuda maratonului de ieri, care a fost un succes, maratonul de la București cu 20.000 de oameni vaccinați, vaccinarea din România nu e strălucitoare, chiar în ciuda declarațiilor făcute de diverse autorități. Cu 30% din populație vaccinată cu o singură doză, România este pe locul 4 de la coadă în Uniunea Europeană. Asta pentru că mulți oameni sunt neliniștiți în continuare și e firesc așa. Drept urmare, ați auzit și primele declarații că această țintă de 5 milioane de vaccinați de la începutul lunii iunie nu va fi atinsă. O spun ministrul sănătății, o spune și premierul, mai cu jumate de gură. Dar calculele făcute de experți arată că s-ar putea să vedem cifrele astea la începutul lui august. În același timp, domnul Câțu promite că o să fie mai bine dacă lumea se vaccinează, spunând că ar putea ridica niște restricții, că am putea vedea evenimente private sau publice mai mari. Doamna Mihaila, în schimb, se codește să dea un astfel de anunț, spunând că aceste lucruri sunt posibile doar când o mare parte din populație se va vaccina. Că ce înseamnă mare parte și când, nu știm. De teamă că ar putea să piardă voturi, în mod evident, politicienii se tem să constituie drepturi suplimentare, de exemplu, pentru cei vaccinați. La ce bun să ai un astfel de certificat, întreb totuși, dacă tot nu poți să-ți faci nuntă cu 50 de oameni, na, după mintea mea, sau restaurantul pe care l-ai, tot cu o treime din locuri poate fi umplut. Care este rostul acestui certificat? Fiecare dintre noi, cred eu, leagă acțiunile sale de un rezultat direct și cu semnificație. Dar în cazul vaccinării, acest rezultat cu semnificație nu vine. Bun, o să fiu sănătos, sigur, mă păstrează sănătos, dar altceva ce mai primesc? Pot să plec în concediu? Pot să stau fără mască aici? Păi dacă tot nu pot să stau fără mască sau trebuie să mai fac nu știu ce test ca să intru la spectacol, cum stă treaba asta? Tot de teamă electorală, niciun politician român nu recurge la soluția unei obligativități a vaccinării. Și există tot mai multe date că aceasta s-ar putea face fără restrângerea unor drepturi. Iată ce spune un expert în sănătate, doctorul Sorin Paveliu, fost deputat în Comisia de Sănătate, om care s-a ocupat de sănătate publică, conferențiar la Facultatea de Farmacologie, un om care și-a dedicat viața sănătății. El crede că statul ar trebui să impună vaccinarea unor categorii de esențiali. Exemplu, lucrezi cu publicul? Vaccinare. Ești medic în spital? Vaccinare. Ești bolnav într-un program național, adică cardiologie, diabet, oncologie și nu vrei vaccinare? Foarte bine, îți plătești tratamentul dacă te îmbolnăvești. Și cea mai dură dintre ele, acum vine. Refuz vaccinarea? Foarte bine, este dreptul tău și așa trebuie să și rămână. Dar dacă te îmbolnăvești de COVID, nu-ți plătim concediul medical și nici spitalizarea. Ești singur așa cum ai ales. Iar din acest punct de vedere, eu vă chem la dezbatere, de aici plecând și cântărind între soluții cu beneficii și soluții cu restricții. Iată, stimați ascultători de Europa FM, vă invit la 0372069599. Îl repet și pentru cei care își fac curaj întâia dată. 0372069599. Cum ați proceda, oameni buni, să impulsionați vaccinarea? Ați oferit beneficii suplimentare celor vaccinați?
Le-ați dat voie să meargă la evenimente private sau publice în număr mai mare? Sau ați propune ca cine nu se vaccinează să fie tratat de COVID pe banii săi, cum v-am explicat mai devreme? 0372069599. Începem cu Emanuel. Nu? Cu Ovidiu începem, da. S-a întâmplat ceva acolo. Salutare, Ovidiu. Bună. Ovidiu din Timișoara sunt. Vreau să spun de la început. Cred în virusul ăsta că există. Cred că ar trebui să ne vaccinăm, dar eu încă nu m-am vaccinat. De ce? Fiindcă nu am informații. Uh-huh. Eu nu vreau să mă vaccinez ca să pot să plec în vacanță. Okay. Eu vreau să mă vaccinez ca să pot să am grijă de copilul meu. Peste 2 ani, peste 5 ani, peste 100 de ani. Bun. Și pe cine întreb, nu știe să-mi spună care sunt. Nu că faci vaccinul și te doare brațul acolo unde te-o înțepat. Chestia asta am pățit-o noi când am fost mici, în generală. Și nu s-a întâmplat nimica. Atunci nu exista atâta tam-tam. A venit, a făcut injecția în picior, în braț. Nu era o pandemie, sigur că da. Atunci nu te-a întrebat nimeni. Astăzi ai posibilitatea să te întrebi, să te informezi. Am întrebat medici care dau din numeri. Eu te-aș sfătui încă nu. Să mai așteptăm. Deci sunt o grămadă de medici care nu s-au vaccinat. Cum să facem mai departe din punctul tău de medicii vedere? Medicii să iese, să explice. Uh-huh. Să spună care sunt beneficiile, dar și care sunt minusurile. E luna mai, facem de 6 luni explicația. Păi de 6 luni tot întreb. Tot întreb de 6 luni. Trecem în altă zonă de acum. De acum se constituie un pol de persoane care vor să trăiască după anumite reguli. Vezi, dacă și eu vreau să trăiesc și eu vreau să fiu sănătos, să nu pătească cineva ceva din cauza mea. Sau aici invers. Tu ai o neliniște, dar eu te întreb. Dar nu sunt de acord ca să fim îngrădiți. Nu avem voie să facem aia, să ni se taie asigurările, pentru că noi plătim. Așa cum suntem. Dar stai puțin. Statul și oamenii ăștia ți-au oferit o chestiune la... Da, dar nu au venit cu informații. Uh-huh. Pentru că și dacă vă aduceți aminte, anul trecut până în decembrie, toată lumea, inclusiv doctori care acum sunt parlamentari sau colaborează cu emisiunea dumneavoastră sau cu cei de la Digi, pentru că astea sunt canalele pe care le ascult, sau ProTV-ul, cele trei. Restul, nu mă ating de ele. Toată lumea zicea că în cel puțin 2 ani vor, după cel puțin 2 ani vor apărea vaccin. Corect? Așa s-a spus? Nu, sunt multe opinii. Sunt mulți oameni care au spus că va apărea foarte așa au spus, repede. Dar abia după 2 ani, și aici pot să dau și nume, inclusiv domnul doctor Musta, de aici din Timișoara, a spus. Da, e posibil. Uite că au existat tehnologii în care lucrurile s-au făcut în mod, în mod obișnuit, în mod obișnuit o vaccinare mai devreme. Uite, în Germania, fii atent, în Germania, dacă nu te duci la medic să-ți verifici dinții la 6 luni, pierzi asigurarea de sănătate. Și în Austria este la fel. Și nu numai dinții. Uh-huh. Control anual, obligatoriu. Aha, aha. Eu am asigurare atunci, privată și mă folosesc de asigurare privată. Și dacă îți pun la dispoziție diverse instrumente, dacă îți pun la îndemână diverse instrumente să te aperi și tu le refuzi pe toate dintre ele... Dar nu vreau. Am spus din capul locului. Nu vreau să nu mă vaccinez. Vreau. Asta am înțeles. Informații. Am nu înțeles. Mă interesează să plec doar în vacanță. Nu știu, nu informații în momentul ăsta sunt peste tot. E vorba de o chestiune de încredere. Da, se este oficial care să și asume. Nu, noi nu ne asumăm ce se întâmplă. Cine a nu zis? Este okay. Ce înseamnă să-și asume? Că mi-e neclar. Se întâmplă ceva efecte deci negative. Deci tu vrei să rămână lucrurile la fel ca în continuare. Atâta timp cât nimeni nu-și asumă nimic. Mă refer la stat, de la ce medici, ar trebui să stau eu cu tine și toate în cazul bune. Tău, nu-i chiar așa. În cazul tău care ești nevaccinat, de ce ar trebui să stau eu cu tine la o masă? De ce? Pentru că știu, că, pentru că mă protejez. Port mască, da? Încă e obligatorie. Păstrăm o distanță. Te ajută până la un punct. De ce ar trebui tu să fii cu mine într-un restaurant? Pentru că am același drept ca și dumneavoastră. La fel cum aveți dar ai și posibilitatea să mă îmbolnăvești. Corect, și invers. Și dumneavoastră puteți transmite virusul, chiar dacă sunteți... Mai greu. Mai greu. Mai puțin. Mai puțin. În cazul meu dar există aveți șanse. Mai puțin. Eu puteam să fiu sănătos și dumneavoastră să veniți să mi-l dați. Corect? Păi, de asta și zic că șansele sunt mai mari la tine decât la mine. Da, dar și dumneavoastră puteți, care sunteți vaccinați. Deci, dar eu aș avea dreptul, din punctul tău de vedere... Eu vreau mai multe informații. Eu aș putea să mă strâng cu niște oameni într-un loc, nu? Asta nu te-ar împiedica cu nimic.
și tu să nu intri. Dar dacă vă întâlniți 100 de inși vaccinați sau nu. Deci chiar nu mă deranjează. Dar nu e ok să apară interdicții pentru cei care sunt nehotărâți. Și pentru cei care nu vor. E opțiunea lor. Mulțumesc. Nu, pentru că ei plătesc taxe, plătesc tot felul de asigurări discuție care cu taxele nu beneficiază. Mulțumesc tare mult. Știți că lumea civilizată poartă discuții chiar și când plătești taxe și câteva companii din America au și procedat la chestiunea asta și au spus nu te menții în parametrii de greutate pe care ți-i spunem, nu te duci la dentist, nu te duci să-ți faci colonoscopia la vârsta cutare, mai vedem noi și cum e cu asigurările astea. Aurora, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bine te-am găsit. Bine te-am găsit, Aurora. Cum calculez între beneficii și obligativități? Eu zic că fiecare este liberul arbitru și poate să hotărească legat de viața lui. Nu sunt de acord că dacă nu mă vaccinez și mă bolnăvesc, să nu mi se acorde gratuit sprijinul necesar, deoarece plătesc taxe la stat și am aceleași drepturi ca toată lumea. Dar să știi că statul îți impune și niște obligații, adică el poate să spună, nu numai în materie de COVID, poate să spună în toate zonele. Uite, noi te-am rugat să-ți faci un control anual în materie da, îl fac, dar cred că pentru vaccin trebuie niște analize speciale. Nu? Și eu cum mai sunt bolnavă de inimă și poate trebuie să fac niște analize speciale înainte să-mi ofere statul această posibilitate gratuit. Să-mi fac analize, să văd ce vaccin mi se produce. Pe baza asigurării, statul îți oferă niște analize, nu? Nu știu dacă sunt gratuite cele pentru tromboză și pentru vaccin. Da, n-am, acum, bun, sigur, medicii sunt mai îndemn, cum să zic, mai curând pot să spună ei chestiunea asta, dar cum ai vedea să se procedeze? Da, să știți că medicii de familie sunt depășiți de problema. Dacă mă duc să discut cu medicul de familie legat de această problemă, este depășit și nu știe unde să mă îndrum. Cel puțin medicul meu de familie. La un medic specialist, bănuiesc, nu? Nu, din oricum, nici o să trebuiască să mă duc la un medic specialist. Și nu cred că este bine să comparați gradul de... ați făcut comparație cu Germania, cu stomatologie. Ce oferă Dânsii și ce oferă România, nici nu se compară. Nu merg în această discuție și asta e destul de greu de acceptat, pentru că țările pot oferi până la un punct. În niciun caz tu nu plătești asigurare cât un cetățean din Germania. Deci... Corect, dar nici serviciile respective nu le-am. Păi, ce-ar fi întâi să ne ia niște bani mai mulți din salariu, nu? E o chestiune de putere economică. Nu putem merge în ideea asta că la ei se oferă mai mult, de aia se fac niște lucruri. Și noi, ca societate, trebuie să ne echilibrăm. Cum vezi lucrurile mai departe? Fiecare să facă cum crede, dar să nu ne îngrădiți. Asta nu, și nu înțeleg de ce cei vaccinați se sperie de cei nevaccinați. Dacă îți faci vaccin, se consideră că ești protejat. De ce ți-e frică de cel nevaccinat? Da, și nu vrei să stai cu el la masă? Știu această teorie. Numai că ce spui tu acum ne duce pe toți în situația de a, cum să zic, de a păstra niște restricții, atâta vreme cât o mare parte din populație nu este vaccinată, restricțiile vor funcționa în continuare, fie că e vorba de restaurante, de, știu eu, întâlniri, de evenimente publice mari, ceea ce incomodează viața tuturor. Da, știu, dar probabil cei care aleg să nu se vaccineze și asumă aceste riscuri. Dar își asumă și funcționarea mai proastă a societății? Mai mucroasă decât este acum, nu cred că din cauza lor este. Este din cauza bolii, n-am zis. Politicienii noștri nu s-au pregătit cu nimic de un an și ceva de zile. N-au făcut nimic în plus. Deci acum un an eram în același stadiu ca acum. Nu e chiar la capitolul așa. COVID. În afară de vaccin, n-au făcut nimic în spitale, n-au cumpărat aparatură în plus. Nimic. Nu este chiar adevărat. Există aparatură în plus, ce nu există sunt medici. Deci au plecat medicii? Din cu ei au plecat medicii și nu mai sunt și au plecat în străinătate? Politicienii români au luat niște măsuri prin mărirea salariilor. E un lucru care durează. Ok, mulțumesc tare mult, Aurora. Cu plăcere, o zi bună, la revedere. Spor la treabă, 0372069599. Astăzi, între beneficii și obligativități. Andrei, cum vezi lucrurile?
Bună ziua! Am să te rog să dai radioul mai încet. E prima condiție a întâlnirii noastre. Mă auzi la fel de bine în receptor. Se aude? Da, da, e foarte bine, te rog. Ok. Din punctul meu de vedere, modul în care ai pus sau se pune problema este puțin tendențios, discriminatoriu și chiar abuziv. Și am să și explic de ce gândesc așa. Din mai multe perspective, de exemplu, în ceea ce privește plata spitalizării sau tratamentului, atât timp cât eu plătesc asigurări de sănătate în general, am pretenția să fiu tratat ca atare. Adică de 25 de ani, dacă plătesc asigurări de sănătate și a trebuit să mă duc să-mi fac analize, de exemplu, de care ziceai tu adineaori, a trebuit să mi le plătesc din buzunarul personal ca să nu aștept 3 luni. Dacă am fost în spital, a trebuit să-mi cumpăr eu seringa, a trebuit să-mi cumpăr o parte din tratament și așa mai departe. Acum să zici că să-mi plătesc eu tratamentul pentru că nu am vrut să mă vaccinez, mi se pare total deplasat. Cum ai dori să se procedeze? Poftim? Cum ai dori să se procedeze? Dacă mă lasă să continui ideea apoi... Păi n-am pus decât o întrebare, sigur că te las să continui. Da, imediat o să zic și punctul meu de vedere. Legat de obligativitate și de restrângerea unor drepturi pe această bază, atât timp cât nimeni, nici domnul Câțu, nici o altă persoană publică care vine și recomandă cu atâta încredere vaccinarea, nu poate garanta rata de succes sau de insucces, nici eu nu pot fi obligat ca pe baza refuzului meu de a mă vaccina să fiu îngrădit cu niște drepturi. Pentru că nici domnul Câțu, nimeni altcineva nu-și asumă, ok, eu sunt vaccinat și am unele efecte adverse. Cine răspunde pentru asta? Pentru că mereu se pune problema din perspectiva celui nevaccinat ca fiind o aia neagră a societății. Ceea ce nu e ok. Atâta timp cât nu sunt niște studii clare care să demonstreze ceva. Pe urmă, dacă se cere răspunderea dintr-o parte, e absolut normal principiul echității să se răspundă similar și din cealaltă perspectivă. Ca atare, raportat la ceea ce ai întrebat de accesul în spații publice a unui vaccinat, acum vin și eu cu o contraîntrebare. O persoană care a făcut COVID și are anticorpii poate fi tratată identic cu un vaccinat? Asta va stabili statul. Bănuiesc că o perioadă de timp, da, dacă discutăm în această ipoteză. Dar va trebui testată. Știi cum se procedează și deja statele lumii fac asta. Știi bine că diferența la intrarea într-o țară sau într-alta constă în ori arăți certificatul de vaccinare, ori îți vii cu un test COVID, nu? Așa se procedează. Da, deci aceeași state... chestie, pentru că nici vaccinul nu îți garantează imunitate pe un termen de un an, de 2 ani sau nesfârșit. Deci statele... situația nu se schimbă foarte mult, dar este una, din punctul meu de vedere, una abuzivă și discriminatorie. Statele, discriminarea constând în ce? Că îți cere test PCR sau în ce constă discriminarea? Nu, pentru că îți restrânge un drept, fără ca să-ți garanteze că dacă tu accepti cerința lor, tu ai un beneficiu, clar. Nimeni nu-ți asumă, nu-ți asigură. La nivel de societate, beneficiile există. Adică ne uităm în alte state care au făcut vaccinare și vedem că lucrurile merg ceva mai bine. Ne uităm chiar și în România, cu rata asta a vaccinării, că lucrurile merg ceva mai bine. Ok, nu contest asta. Cifrele sunt cum sunt. Nu știu dacă sunt reale sau nu. Am și aici dubii, dar este altă discuție. Dar întrebarea mea este și din cealaltă perspectivă, pentru că sunt medici specialiști în domeniu care au spus că imunizarea în masă pe baza contactării virusului poate fi foarte apropiată cu imunizarea creată de vaccin. Și atunci întrebarea este acel grad de scădere a incidenței nu poate fi asimilată și imunizării naturale a unui popor? Ba da, sigur, dar până acum au murit 30.000 de oameni. E ok așa? Nu, normal că nu e ok. Bun. Cum ai dori să se procedeze mai departe? Nu știu. Nu sunt în domeniu să dau eu sugestii clare. Dar suntem cetățeni. Asta este faptul că cei care sunt în domeniu și factori de decizie nu pot oferi un răspuns clar la multe întrebări și nu pot garanta din multe puncte de vedere. Și atunci aici în liniștea mea și cu siguranță și altora care cei doi antevorbitori am sesizat că au același neliniște. Nu vreau să oferi o soluție pentru că nu sunt în domeniu, însă dar ești, oferă o soluție ești vaccinat?
Nu, pentru că am făcut COVID-ul și consider că am anticorpii. Aha, aha. Deci asta ar fi soluția ta. Dar dacă n-ai fi făcut COVID-ul? În momentul ăsta nu aș fi vaccinat. Am înțeles. Știi că nimeni niciodată... Deci cu informațiile furnizate, nu m-aș fi vaccinat până acum. Știi că poți să citești și un tratat de medicină și informațiile sunt la dispoziția tuturor, adică e de ajuns să le cauți. Poți să citești o bibliotecă pe tema vaccinului ăsta până acest moment. E o chestiune de credibilitate până la urmă, nu? Crede-mă că am citit și argumentele sunt și de o parte și de alta suficient de solide încât să alimenteze mai departe dubiul meu cu privire la argumentele spuse cu atâta tărie din perspectiva obligativității vaccinului. Aici este problema. Deci am citit, m-am documentat, nu foarte aprofundat pentru că nu sunt medic, însă argumentele prezentate și de o parte și de alta sunt destul de ciudate, hai să zic așa, fapt care îmi creează și mai mult starea asta de incertitudine. Mulțumesc tare mult, Andrei. Daniela, bine ai venit la România în direct. Da, bună ziua tuturor, bine te-am găsit, Cătălin, sunt extraordinar de încântată că reușesc să intru pentru prima dată la tine în emisiune. Am puțină emoție, dar pe deci parcurs o să-mi treacă. Se poate. Deci se poate să intri și prima dată, da. Vă încurajez pe toți, sună telefoanele, mă bucur că sunteți atât de mulți care vreți să intrați în direct. Eu am intrat special pentru această emisiune, pentru că aș vrea să dezvoltăm puțin acest subiect. Am văzut că toți cei care au vorbit până acum au fost împotrivă, împotriva nu știu a ce, dar nu au avut nicio soluție. Spun din start că sunt chimist, sunt cercetător, sunt doctor în geologie și m-am vaccinat, având vârsta de 50 de ani, puțin mai înainte decât... sau mai bine zis, m-am înscris pe platforma mobilă, având o mamă cu handicap și am beneficiat de vaccin puțin mai înainte decât nivelul 3 de populație care a fost la timpul respectiv pregătită. Vreau să spun că am făcut o postare pe Facebook personală pentru a chema lumea la această vaccinare cu viteză, cum se spune, în spitale. Vreau să spun că am fost lovită, au fost persoane care mi-au închis contul, au fost persoane care m-au blocat, au fost persoane care, nu că și-au bătut joc de mine, dar m-au făcut cu ou și cu oțet, da, că nu sunt de meserie. Asta deci e lumea Facebook-ului. Ceva infernal. Dar spune-mi, da, asta e alegerea în momentul în care intri pe Facebook, vom purta la un moment dat o discuție, asta e alegerea fiecăruia care intră pe Facebook. Rugămintea mea, Daniela, e să revenim la chestiune. Am pus două opțiuni în față. Una care să ofere mai multe beneficii celor care se vaccinează și alta care să instituie un anumit tip de, aș zice, restricții, ci... cum să zic, să impulsioneze de altă manieră, mai drastică, mai dură, vaccinarea. Adică, cum le pierzi o parte din asigurare și așa mai departe. Da. Am să spun doar din punctul meu de vedere cum mă simt ca o persoană vaccinată. Am auzit o persoană mai înaintea dumneavoastră că a spus că nu este frică sau de ce să-i fie frică de o persoană care nu este vaccinată. Da, mie personal îmi este frică de o persoană nevaccinată. Am și argumente, dar nu cred că este cazul să le dau eu, că le dau studiile care sunt slavă Domnului peste tot. Da, trebuie restricții pentru a ne simți noi în siguranță, că și noi existăm, cei care vrem să ne vaccinăm și poate o parte din noi, poate avem și ceva de spus în plus. Trebuie restricții, trebuie coerciție, pentru că poporul nostru român nu este învățat decât printr-o o mini-coerciție, nu o coerciție extraordinară. Doare acest lucru poate dacă spun, dar trebuie să înțelegem că este dreptul nostru la viață și noi existăm cei care ne-am vaccinat. Apoi, la beneficii. Putem face ca o paralelă. Cei care merg și donează sânge primesc vouchere și o zi liberă de la servici. Pentru cei cu venituri foarte mici, li se poate asigura acest lucru. Nu pentru toată lumea. Dacă vrea toată lumea, de exemplu, soțul meu, care este cadru universitar, donează sânge și voucherele le donează la rândul lui. Ziua liberă nu o pune în calcul, că el oricum merge la servici. Deci există soluții, dar trebuie să înțelegem că trebuie să le și acceptăm.
Deci trebuie puțin lucrat la gândirea noastră ca popor. Nu suntem atât de bogați, suntem suficient de săraci. Trebuie să ne înțelegem situația medicală a României. Nu o putem transforma peste noapte și nu tot timpul situația sau subiectul trebuie politizat. Ar trebui scoasă politica inclusiv din gândirea noastră, chiar dacă politicul ne gândește. Dar poate opțiunea noastră ar fi să gândim puțin mai liber și pentru cel de lângă noi, nu numai pentru noi. Nu înțeleg egoismul acestui popor. Am să-l explic că nu e egoism, este individualism. Mulțumesc tare mult, Daniela. O să vă invit ca duminica viitoare la interviul de 10 să-l ascultați pe expertul în neuropsihologie, neuroștiințe, Paul Olteanu, explicând cum suntem construiți noi ca o societate foarte individualistă. Astăzi v-am pus să alegeți între beneficii și un tip de restricții. Uite ce zice Răzvan Cherecheș, profesorul Cherecheș, zice așa: toată discuția despre discriminare în chestiunea vaccinării este falsă, în sensul că depinde cu ce comparăm. Dacă noi comparăm cu situația de dinainte de pandemie, atunci pare că unele persoane nu au aceleași drepturi, dar nu acesta este standardul. Standardul în acest moment înseamnă restricții, testare, carantină. Iar persoanele vaccinate sunt persoanele care pot să sară peste rând pentru că au făcut un pas suplimentar și și-au securizat sănătatea lor și celor din jur. Iar acest lucru ar trebui să se reflecte și în legislație. Mi se pare că politicienii au avut rețineri să facă acest lucru ca să nu supere electoratul care este încă sceptic. Raul, ești la România în direct. Salutare! Salut, te ascult. Salut. Mă bucur că abordați subiectul ăsta și mă bucur foarte mult să spun că tocmai venim de la Rapel și totul a fost ok. Sunt un pic dezamăgit să constat că eu cred că poporul ăsta începe să dezvolte un fel de Stockholm syndrome cu pandemia asta și parcă, nu știu, e o vorbă texană care zice că poți să duci calul la apă, dar nu poți să-l faci să bea. Și cam asta e că se întâmplă. Care mică o să ajunge în probabil pe la un 6-7 milioane de oameni care o să vaccineze și după aia o să fim așa într-o situație din asta în care nu-i niciun car, niciun căruță. Și atunci susțin foarte clar deschiderea pe cât posibil pentru cei vaccinați. În sensul în care, da, festivaluri, capacitate 100%, aici cred că ar trebui și agenți economici să-și asume că, ok, prefer să funcționez cu mai puțină clientelă, dar să impun la intrare, îmi pare rău, na, trebuie să dovedești că ești vaccinat, poți să stai afară pe terasă, nu e nicio problemă, dar înăuntru fără mască și, na, și așa. Și vreau să mai dau un argument celor care pot așa zic că, dar cu ce mă afectează, ce te afectează pe tine vaccinatul, e fiul nevaccinat. Fii tot sistemul sanitar blocat. În sensul că dacă se întâmplă cumva să fac un accident de mașină, s-ar putea să nu prind un pat ATI. Știu, sunt părțit pe COVID-necovid, dar tot sistemul sanitar e blocat. Și atunci... Da. Toată viața noastră este blocată, adică da. Nu e, viața noastră se desfășoară pe alte coordonate. Ele ar putea reveni dacă mai multă lume s-ar vaccina. Cel mai eficient sentiment, cel mai românesc sentiment este ciuda. Trebuie să generăm ciudă. Trebuie omul să zică, domnule, ăla de ce poate să meargă la festival, să meargă în cafenele, să meargă în concedii? Pentru că s-a vaccinat. Și în momentul ăla, ok, bun. Nu mai merge. Acum chiar trăim în epoca post-adevăr, în care, efectiv, poți să duci calul la apă, nu poți să faci să dea. Poți să dai toate argumentele, toate despre tot nu o să-l convingi. Așa că, da, ok, acum că... Și tu, Raul, gândești cumva noi contra voi. Ori, hai să mutăm un pic punctul de vedere. Pune-te în locul unui patron de restaurant. Ce crezi că preferă el? Să aibă o sală plină sau o sală umplută cu 30% din oameni? Și cum ar putea să ajungă el la sală plină? Că de fapt despre asta e vorba. Cred că ar prefera o sală plină cu vaccinați, cu riscul de a pierde clientela vaccinaților, decât să fie închisă sau la 30%. E ca la fumători. Situația asta a fost și când s-a interzis fumatul înăuntru. În prima fază tot așa a fost. Vai, că ne pierdem clientela, că nu mai vin oameni în club, că nu mai... Da, ok, gata, s-a obișnuit oamenii să iasă afară la o țigară. Și legat de, vreau să spun, legat de a doua opțiune în care persoanele vaccinate să fie, să dracu, să-și pătească
Să aibă suspendarea asigurării. Asta mi se pare, riscă să fie o foarte mare cutia Pandorei, pentru că după aia riscă să, ok, atunci de ce mai tratăm, păi atunci și fumătorii ar trebui să nu mai fie tratat și că diabeticii, păi, da, dar plac dulciurile, acum, na, nu e prima dată, fii atent, nu e prima dată. E un pic o cutie Pandorei asta. Adică, această propunere vine de la un expert în sănătate. E o persoană privată. Ea nu ocupă nicio funcție astăzi. Sorin Paveriu, el a argumentat-o pe Facebook în fel și chip. Cred că a rezolvat punctual problema asta, dar a generat posibil alte probleme și alte discuții. Societățile le poartă și la un moment dat, când vom reveni la normal, vom discuta și noi acest lucru. Da, există în societatea americană. Sigur că e un precedent. În societatea americană, încă de acum 15-16 ani, niște companii au spus unor grași ca mine și spuneau așa, domnul Striblea, stăți supraponderal, trebuie să slăbiți pentru că noi vă plătim asigurarea medicală până la nivelul ăsta, de acolo dumneavoastră vedeți că vă puteți îmbolnăvi de niște lucruri. Nu aș lua sistemul american ca model. Știu că nu l-ai luat, da. Dar poate cu atât mai mult. Da, nici o fabricală nu. Acum nu e perfect, dar nu totul privatizat la conforma care la americani. Sunt de acord cu tine, dar mulțumesc, Raul. Dar întrebarea pe care o punem, când colaborăm, cum avem noi sistemul medical, când e bazat pe colaborare, nu cumva trebuie să contribuim cu toții la chestiunea asta? Adică cu atât mai mult să ne facem loc și să contribuim în mod egal? Da? Stau să mă întreb și la chestiunea asta, cum găsim un răspuns. Dorin este acum la România în direct. Salut, Dorin! Calculăm astăzi și ne ascultăm, sigur, între beneficii și un tip de restricții. Vedem ce ar putea impulsiona vaccinarea. Cele două cuvinte, beneficiu și restricție aici, mie mi-au părut a fi folosite ușor neinspirat. În ce sens? Nu e vorba de beneficii, e vorba de ridicare de restricții pentru cei care se vaccinează. Beneficiul este sănătatea în sine și nu trebuie să discutăm despre asta într-un mod prea, să-i spun așa, politizat sau filozofic. E vorba de sănătate. Deci cei care se vaccinează beneficiază de haideți să zicem așa, de un risc de îmbolnăvire mult mai scăzut și de sănătate în general. Ceilalți rămân cu restricții pentru că și le asume, exact ca și fumătorul, și asumă niște situații, niște restricții, trebuie să se ducă în aeroport într-o cușcă din aia de sticlă să fumeze, este treaba lui. Sigur că nu se poate aplica aici în aceeași măsură. Pe de altă parte, nu poți să faci din patronul de restaurant un om care să aibă acces la baza de date personale. Deci aici trebuie să fie, nu știu, să se ajungă la acel ID de persoană vaccinată sau, dacă vreți, fără risc de transmitere de boli altora. Însă, ce este important și ce mi-a plăcut mie în ultima vreme, că începând de la inițiativa de la Timișoara, care, atenție, a aparținut medicilor, și asta a fost foarte bine, credibilitatea acestui proces, purtătorii de mesaj în acest proces, trebuie să fie neapărat depolitizat, iar politicul neapărat solidar și să fie ajutat să fie solidar în sensul ăsta. Eu zic, eu sunt în general optimist din fire, că suntem într-un moment bun. S-a atins în societate un moment în care discuția are mulți suporteri, discuția pro-vaccinare, să spunem, și aici chestiunea cu anti. Oamenii au libertate, au dreptul la îndoieli, trebuie să fie respectați și aceea, trebuie să fie înțeleși. Nu e foarte simplu, dar societatea în general a ajuns, după părerea mea, la un prag important în care foarte mulți oameni din societate încep să susțină acest lucru și apelul meu ăsta este: oameni buni, mergeți pe orizontală, în stânga și în dreapta, și susțineți acest lucru semenilor cu calm, cu bună credință. Sună foarte frumos ce spui tu, dar dă-mi o soluție pentru că nu atingem pragurile acelea de numere, știi, statistice.
pragurile acelea pe care ne ajută, nu le atingem într-un timp util, să spunem. Soluția este ceea ce face acum. Presa mobilizată, opinia publică mobilizată, exact ce spuneam eu pe orizontal, este momentul ca societatea să comunice, indivizii să comunice între ei. Până la urma urmei, vorba aia, suntem un animal social și suntem cu toții în fața unor provocări. Trebuie să discutăm între noi. Noi dacă așteptăm să iasă cineva în conferință de presă să mai lămurească sau să amenințe sau să spună ăia rămân cu restricții, ăștia au beneficii, mie nu mi se pare cuvântul restricție și beneficiu constructive în sensul pe care îl căutăm. Pentru că ele sunt înțelese, ele pot fi înțelese greșit. Îți mulțumesc tare mult, Dorin, la România în direct, 0372069599, e telefonul nostru, cred că mai avem un pic de timp la dispoziție. Lucian, e timpul tău să cântărești. Da, bună ziua și mulțumesc tare mult. Am ascultat, am cântărit și eu, având momentele mele de îndoială, vis-a-vis de a mă vaccina sau nu mă vaccina. Eu văd, nu știu, partea asta cu vaccinarea puțin pe altfel. E alegerea fiecăruia. Într-adevăr, nu consider că ar trebui să existe obligativitatea vaccinării, dar asta ar trebui să vină cu asumarea unui anume stil de viață care este condiționat până la urmă de această pandemie. Ia să vedem. Aici e interesant. Nu pentru a împiedica, în primul rând, pentru a nu te îmbolnăvi tu dacă refuzi să te vaccinezi, pentru că există acel risc, atunci e clar că există anumite, sunt denumite restricții. Hai, zile, este acest mod de, acest mod de viață în care e vorba de distanțare socială, de dezinfectare, mască, peste dezinfectare și mai departe. Mască, de faptul purtat că mască, exact, toate acestea. Nu ne putem întruni 50 cum ne-am dori, ci doar 30? Exact. Doar 30 sau 20 sau 10, depinde de stadiul în care epidemia evoluează, în a exista mai multe contaminări sau mai puține. Pe de altă parte, este vorba tot de libertate. Cei care aleg să se vaccineze sau cei care au trecut prin boală, nu mi se pare corect ca să fie încălcată nici libertatea lor, ei alegând ca să trăiască, să își asume această libertate, adică să-și asume, aș zice riscul vaccinării, dar nu e un risc, să-și asume alegerea vaccinării pentru a putea să stea noaptea afară, toată noaptea, dacă au bucuria asta, pentru a putea să, să se întâlnească mai mult de 10, 20, 30, 50, să meargă la un concert, să, ce consideră ei că le lipsește cel mai mult, că le-a lipsit cel mai mult în această perioadă în care toți a trebuit să ne, să ne supunem anumitor reguli. Pentru că așa cum peste 90% dintre noi, care, conform cu statistici, procente, am fi fost mai puțin afectați de virus, ne-am supus în principiu tuturor acestor reguli, reglementări pentru a proteja pe ceilalți 5, 7, 10% care ar fi fost foarte afectați de acest virus. Acum tot așa mi se pare corect. Fiecare să aleagă exact ce dorește, vaccinare sau nu vaccinare, dar să-și asume de asemenea consecințele acelor alegeri făcute. Mulțumesc tare mult, Lucian. Avem timp să auzim și pe Simona. Pe scurt, Simona, într-un minut, cântarul tău. Da, bună ziua. Eu sunt Simona, cea care în toamnă v-am povestit despre sora mea cu cancer, care a trecut prin acele momente cu COVID-ul, de la Oradea, care e medic. Eu sunt de părere că sora mea a fost împotriva vaccinării, chiar dacă au trecut prin acel lucru. Eu m-am dus și mi-am zis așa, dacă este apă de ploaie, nu poate să-mi facă nimic rău. Dacă este totuși ceva bun, mă salvează de unele lucruri. Singurul lucru pe care nu pot să-l accept este că, vaccinată fiind, continui să port o mască care, sincer, mă deranjează, pentru că eu, lucrând în vânzări,
am pe zi câte 30 de clienți, eu la fiecare client trebuie să-mi pun o altă masă, că nu pot să-mi o pun în buzunar, să o scot, să o pun, să o scot, să o pun, ceea ce mi se pare oribil, că statul nu mă ajută cu nimic, iar în același timp nu sunt nici de acord ca cineva să fie obligat. Avem niște drepturi constituționale, dar în același atunci consider că trebuie să existe niște cu ceva toții coercitiv. Avem nemulțumiri. A, trebuie să existe ceva coercitiv, spui tu. Deci, trebuie să existe, adică trebuie să fac. Și cum am zis, eu consider că cu toți ar trebui să ne vaccinăm, chiar dacă nu ne convine. Dar poate așa reușim să facem ceva și ne gândim la copiii noștri care au pierdut foarte mult. Eu, în primul rând, pentru asta m-am vaccinat. Ca al mei copii să poată merge la școală. Mulțumesc tare mult, Simona. Stai să vezi ce am vorbit când reîncepe școala cu testarea și cu vaccinarea. Statul român nu va adopta acest tip de măsuri de coerciție sub nicio formă. Statul român nu este nici măcar de acord să dea niște beneficii suplimentare celor vaccinați. Premierul Iohannis și premierul Câțu și președintele Iohannis sunt ferm determinați să meargă pe ideea asta mai departe. Eu cred însă că la un moment dat va trebui făcut o alegere pentru că s-ar putea să ajungem acele cifre foarte târziu. Problema este că dacă nu reușim o imunizare în proporție foarte mare, nu e o chestiune individuală, e o chestiune comună. Vom trăi fix la fel și în iarna viitoare. Despre asta e vorba și la asta trebuie să ne gândim. Cum dorim să trăim în perioada viitoare, fiecare având dreptul la alegere individuală. Prima ediție de România în direct la revenire se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.